Astăzi vom scrie împreună o poveste scurtă. Vei descoperi până la final cât este de interesant să creezi. Ai răbdare cu gândurile tale, ideile vin, uneori dispar. Îți doresc inspirație. Lasă imaginația să zboare. Nu te feri să realizezi combinații inedite de cuvinte. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă să creezi imagini artistice cu care să-i surprinzi pe colegii tăi, dar și pe doamna sau domnul învățător. Iată câteva exemple: șoapta vântului, roiul de fluturi albi, soarele ne mângâie pe toți. L-am invitat să ne fie inspirație pentru orele de creație literară pe spiritușul textelor literare. Din cartea lui magică, el îți oferă în dar o rețetă pentru o poveste reușită. Iată rețeta. Ingrediente: o lingură de chef de creație, 2-3 picături de răbdare, un praf de atenție și inspirație cât cuprinde. Mod de preparare: se citește cerința exercițiului cu atenție. Se scriu treptat idei sub formă de enunțuri clare și cu legătură între ele. Se recitește creația și se transcrie pe caiet. Dacă ai nevoie, oprește filmul până realizezi cerința. Pentru început, îți alegi un subiect al poveștii și personajele principale. De exemplu, povestea poate fi despre un împărat, o regină, o prințesă, un personaj fantastic, un zmeu, un dragon, un obiect, dar pot fi și copii care pătrund în lumea poveștilor. Scriitorii poveștilor își aleg cu grijă enunțul prin care își încep minunata creație. Alege și tu o formulă de început. A fost odată, ca niciodată, trăia cândva, se zice că, sau poți crea tu o formulă nouă. Ai scris formula de început? Acum stabilește ce probleme ar putea avea personajele. Care este motivul pentru care se pornește întreaga acțiune? De ce este trist eroul tău? Eroina ta, de ce stă încândurată? Gândește și notează care sunt întâmplările trăite de personaje. Poți trece de la o întâmplare la alta folosind formule ca mai întâi, după aceea, apoi. Povestește în câteva enunțuri. Eroul tău poate fi ajutat de obiecte cu puteri miraculoase, de exemplu, coborul fermecat care îl va duce ca vântul și ca gândul, pălăria care îl va face invizibil, bagheta cu puteri miraculoase sau cartea magică unde stă ascunsă rezolvarea problemei, sau de animale fantastice sau alte personaje. Lasă imaginația să zboare. Alege ce se potrivește poveștii tale și completează pe ciornă cum ar putea să se desfășoare acțiunea. A venit momentul în care vei scrie cum se termină întâmplarea imaginată de tine. Caută un final neașteptat. Încheie povestea cu o formulă de final construită de tine. Recitește povestea și pune-i un titlu potrivit. Dacă nu ești mulțumit de prima ta variantă, fă mici retușuri. Ai aflat care sunt etapele unei povești reușite. Așează-te comod la masa de lucru și așterne pe hârtie prima ta poveste. Îți doresc spor la lucru și să ai inspirație.